самому паті. Будете тут. Дай бахара за форбіма. Стай маліця за форбіма. Стай за форбіма, де тебе хочу. Стай ти за форбіма. А ви де кінця спой? Ei, mă iubești sau nu mă iubești până la urmă? Nu să pot, ce mă cu fata aia mică să-mi duci din strâncă casa lui aia mare? Cum adică cu sora? Nu, dar cu sora ta! Îți jur pe ce-am mai spus că nu o să te mai înșeli niciodată. La ce că se uită lumea la noi? Sunt Ernest și vă invit să urmăriți o ediție emoționantă despre familie, minciună și trădare. Numai aici, la Ochii din Umbră. Răzbunarea nu este niciodată o soluție, oricât de mult rău ți-ar face aproapele tău. Dar haideți să vedem ce se întâmplă cu un bărbat care nu mai ține cont de familie sau de legăturile de sânge și îl interesează exclusiv doar binele său. Ernest pornește departe de capitala agitată pentru a rezolva un nou caz. Mai exact, se îndreaptă spre un sat din județul Teleorman, unde l-așteaptă familia Marin. Salveți! La ce cald e! Ia, Marine! Mă fi un ocas? Domnul Ernest! Ochii din Umbră, canal de... S-aude cam greu că sunt pe acolo prin curte, prin spate și cu treburile toată ziua. A, uite ce casă frumoasă aveți. Da, și cu câtă muncă s-a făcut casa asta. Numai eu cu nevastă mea știu câte... Poftiți. Bine ați venit, Ernest Gică. Francis, bine v-am găsit. Haideți, băieți. Că de-aia v-am chemat, că avem și noi aici niște probleme. Eu, de felul meu, sunt în Alexandria, știți? Dar am lăsat acolo... Să ne întâlnim în Alexandria. Păi da, dar acolo am lăsat apartamentul la copii. Am zis, mă, stați voi aici, că e aia. Și noi ne-am rătas aici la țară să am grijă de ăsta bătrân. Păi mai bine. Și între timp am făcut și noi casa asta aici, cu ce am putut și noi de atâția ani de zile. Și acum am zis să stau și eu liniștit, să-mi trăiesc bătrânețea liniștit aici. Sunteți bine, aveți de toate. Ca tot omul, na, că nu poți să stai la țară fără să crești. Tași, bă, din gură, bă. Tași, bă, că e lumea bună pe aici, da? Hai, tași din gură, fii cu minte. Și am zis, am și o bătrânețe liniștită, dar asta că am ales prea fădă bătrânețea mea cu copiii ăștia, nu știu ce să mai cred. Poftiți, că am grădină aici. Lenuțu! Hai, băi. Da, aici sunt. Haide, veniți. Haide, vă coace, că a venit domnul Ernest în coace. Te dărâmă prunii, de câte prune aveți. Avem de toate, mulțumim lui Dumnezeu. Poftiți, domnul Ernest, poftiți, aici avem și noi de aleguri. Ce s-a putut pune? Sărut mâna, doamnă. Bine ați venit, că suntem foarte supărați. Pentru fica noastră, pentru Florentina și pentru soțul ei, pentru Bogdan. Dar ce probleme sunt, doamnă? A fost așa o schimbare. Deci la început a fost totul frumos, ne-am înțeles bine, de-aia le-am și lăsat apartamentul acolo să fie singur, să aibă banii lor. În Alexandria? Da, le-am lăsat apartamentul acolo lor. Noi ne-am mutat aici, la țară. Am plecat zis... cu ce a fost pe noi, atât am plecat de acolo. Și de la un timp... A început să scârție niște treburi care nu ni se par cam ciudate. El tot timpul are nevoie de bani, care salariul are destul de bun, câștigă. Ba că a avut accident cu mașina, ba că s-a stricat mașina, ba că nu știu ce pe acolo pe la servici.
Și nu știm care-i treaba. Noi n-avem decât eu 6 milioane și el 6 milioane. Sunt 12 milioane, abia ne descurcăm. Și din ăștia căutăm să-i ajutăm și pe ei. Exact. Ei au peste 30 de milioane amândoi, dar nu știu ce fac cu banii. În privința mâncării nu și-au făcut probleme niciodată. Că de câte ori au venit, au plecat cu portbagajele pline. Le-am ce oferit fac cu banii? Au copil? Are pe nepotul meu, Alex, care suntem topiți după banul, el. Tot Alex. E o dulceață de copilași. Un copil îți mănâncă din bani. Face tot posibil să fie bine și tot nu e bine. Noi avem aici un vecin care face navetă la Alexandria. Și într-o zi întâmplător, când ăsta s-a dus și el după să mai târguiască câte ceva prin oraș după acolo, l-a văzut pe Ginermiu. Era la o casă de-asta de pariuri. Sunt oameni care și-au pierdut case, sunt oameni care au rămas pe drumuri pentru că a venit au jucat la pariuri. Într-o seară a venit cu ochiul umflat, vânăt. Da, cu un ochi roșu și o cicatrice aici. L-am întrebat, măi Bogdane, zic, ce-i cu ochiul tău? A, păi să vezi că am alunecat pe niște scări și că am căzut și că m-am lovit. Păi și ce bănuiți, ce bănuiți de fapt? Bă, nu cumva ăsta. Doamne ferește să nu fi intrat cu cămătări de ăștia pe fir și zic să o fi împrumutat ceva bani la ăia. Și acum el nu mai are de unde să-i dea, că dacă s-o juca cu acolo cu pariurile astea, nu prea mă pricep la ele. Florentina, ce vă spune? Nu ne ajungem. Păi cum, mama, nu te ajungi cu bani? 30 de milioane, adică sunt niște bani. Da. Unde, Ernest, cum să nu fie? Ăștia sunt bani care... Ce nu faci cu banii ăștia într-o lună? De când am plecat noi să-și cumpere mobil, dacă o mobilă și-a cumpărat la asta. Atât în sufragerie acolo. Dar încolo nu și-a cumpărat. Dar acum am lăsat noi apartamentul, așa este. Nu l-ați luat la bani mărunți pe băiatul ăsta să... Eu am încercat să cam transmit el de limbă să vedem. I-am zis, mă, Bogdane, tată, uite... Hai să bem și noi un pahar. Cu alea că n-au un pahar, îți mai dai drumul la limbă, zi, poate reușesc să... Dom'le, știe să se ascundă. Noi am zis așa, haide mă să-l chemăm pe domnul Ernest să vadă ce este și cum este, ca să știm și noi precis despre ce-i vorba și cum este treaba, și cum stă treaba. Cu banii, ce face cu bani? Salut! Hei, salut! Ia spune, unde mă trimiți de data asta? Avea treabă în Alexandria, în oraș. Aha. A apelat la noi familia Marin. Tare supărați din cauza fiicei lor, Florentina. E căsătorită cu Bogdan, au împreună și un băiețel, dar se pare că nu prea se mai ajung cu banii. Asupra lui Bogdan planează următoarea suspiciune. Se pare că omul ar fi devenit un împătimit al pariurilor sportive. Să știi că asta e destul de grav. E o boală gravă. A fost văzut în mai multe ocazii de către diverse persoane intrând în cluburi din astea de pariuri sportive. Am înțeles. Vezi dacă aici se toacă banii care ar trebui să întrețină familia. Te țin la cură. Mulțumesc. Îngrijorarea soților Marin pentru fiica lor, Florentina, dar și suspiciunile de infidelitate la adresa ginerelui, Bogdan, ne provoacă să preluăm în data acest caz, așa că pornim imediat spre Alexandria. Ora 2:15. Detectivii observă că soțul Florentinei caută într-o geantă. Oare și-a amintit în plină noapte că a uitat ceva, iar acum vrea să verifice dacă este totul în regulă? Din câte vedem, caută în portofel. Oare a pierdut ceva? Ora 8:30. Bună dimineața! Ce faci, păi? Neața, iubirea mea, ce faci? Cum ai dormit? Foarte bine, tu ce faci? Bine, văd, ai pus maimuțoaie peste tot aici. Băi, întreabă-l pe și mie, te rog, o cafea. Da, iubire, imediat. Băiatul ce face? Încă doarme. Știi ce vreau să te rog? Ce? Să-mi dai, te rog, 50 de lei de la tine, că nu mai am de țigări, nu mai am de nimic astăzi. Dar tu nu mai ai bani deloc? Păi ți-am spus, am alimentat mașina, la benzinărie, nu mai am, am cumpărat apă. Ok. Nu înțeleg de ce am doar atâția bani în portofel, că doar vorba aceea. Ieri am cumpărat nimica toată, adică un kilogram de roșii,
niște brânză pentru și mai mult de 20-30 de lei nu. Și aveam totuși o hârtie de 100. Păi nu știu ce s-a întâmplat. Păi ce ai făcut? Păi nu știu că am cumpărat. Caută bine, iubire, vezi să nu fie în buzunarele alea, că ai 10.000 de buzunare la geanta aia. Te uite-te și aici, ia vezi, ăsta, aici. Nu, acolo nu, uite telefonul ăsta, uite, că nu este. Răstoarnă și caută aici. Aici sunt cheile, uite, că eu știu că le pun, eu sunt foarte ordonată când e vorba de geantă, deci pur și simplu nu sunt. Deci eu nu pierd bani niciodată. Hai, lasă, nu-i nimic dacă ai pierdut. Pentru da, 50 de lei stăm acum să ne începem. Păi da, și tu ce o să faci? Hai că mă descurc eu astăzi, o să vezi. E sigur? Sigur, 100%. Stai liniște. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer. Nu știu, vreau să-i mai caut, dar nu știu, e ceva... Nu știu, încearcă să-i mai caut, iubire, poate scăzut păi undeva. Mă duc să-mi caut pantofii, da? Bine, iubire. Priviți cu atenție la această geantă în care caută Florentina. Este cea în care controla soțul ei azi noapte. Oh... Oare Bogdan i-a luat banii soției sale din portofel? Atunci de ce i-a mai cerut 50 de lei? Dacă el este cel care i-a luat banii? Cumva aplică vreo strategie pentru a induce soției o stare de confuzie? Ora 9 și 10 minute. Am plecat, iubire, te pup. O zi frumoasă. Asemenea și tine, hai. Vezi ce faci, da? Da, ai grijă ce faci. Te iubesc, pa. Și eu, pa, pa. Detectivii rămân pe urmele mașinii pe care soțul Florentinei o conduce. După 20 de minute, bărbatul intră într-o sală de pariuri sportive. Aha, așadar socrii lui știau bine că aici își toacă banii ginerele lor. Vă pot ajuta cu ceva? Cum să nu? V-ați gândit ce numere o să alegeți? O să bag numărul tău de telefon și poate să câștigător. Haide să nu exagerăm, sunt la locul de muncă, nu vreau să-mi pierd locul de muncă. La ce oră ești la muncă? Dacă vreau să împărțim câștigul. Deci vă pot ajuta? Cu o singură chestie, bag și eu numărul de telefon și dacă este câștigător... Numărul dumneavoastră de telefon? Nu, al dumneavoastră. Îmi cer scuze, dar ai vrea doar să vă ajut. Ia loc. Sigur nu vreau să vă arăt, domnișoara. Da, spuneți. Mă puteți ajuta și pe mine, vă rog frumos, cu o părere? Stați să termin cu domnul și apoi o să vin și la dumneavoastră. Bine, mulțumesc frumos. Cu multă plăcere. Hai, reveni la mine. De ce este Bogdan atât de atent la discuția acelui client cu acea angajată? Oare este deranjat că fata nu îl ajută și pe el să-și completeze biletul? Are cumva nevoie de un sfat? Fiindcă se vede clar că bărbatul nu joacă niciun bilet, nu completează nimic. După 30 de minute petrecute în sala de jocuri, Bogdan iese nervos și ajunge la mașină. Însă nu pornește nicăieri. Detectivii observă că este agitat. Oare așteaptă vreun client pentru o vizionare în această zonă? Fiind agent imobiliar, cu siguranță lucrează și pe teren. Ce faci, iubire? Ce faci, iubire? Ce-a fost fazele alea cu buretele? Stai un pic, ia mâna după mine. Doamne, deci nu cred că încep iar să-mi faci de-astea de gelozie. Te rog, hai, hai să mergem. Ce era cu moșul acolo, așa, cu gesturile alea pe tine acolo? Să te vadă toată lumea, dar ți-e rușine. Te rog, hai, hai să intrăm în mașină. Dar stai mă puțin așa, spune și mie, când te potolești cu chestiile astea? Dar ce vrei să-ți fac? Cum adică ce vrei să-mi faci cu moșul ăla? Dar ai văzut că l-am respins. Cărunți, nu? Puiule, n-ai văzut că l-am respins. Ce se fac? Ai văzut că l-a Haide, respins? Hai să ne urcăm în mașină, nu vreau scandal. Nu vrei scandal acum? Totuși în locul meu de... Bărbate, te hotărăști până la urmă? Doamne. Ce vrei să faci? Ce vrei să-i fac? E locul meu de muncă totuși. E locul tău de muncă, da. Haide, hai, nu vreau să mă mai faci de râs pe aici. Îmi pierd locul de muncă, haide, urcă-te. Hai că mă văd și colegii pe aici, mă văd de toată lumea. Ce faci, iubire? Cum adică iubire? Are o relație cu angajata casei de pariuri. Acum se explică de ce este furios, fiindcă a văzut-o pe iubita lui în compania acelui client. Oare soțul Florentinei merge să joace la pariuri sportive, fiindcă acolo lucrează amanta lui? Cumva folosește acest prilej pentru a-și masca idila extraconjugală? Nu mai fi supărat, că până la urmă... Tu ești de la care ești însurat și ăla nu mi-a făcut nimic. Eu doar un client, mai îmi lasă și mie mereu bacșiș. Nu ți ajung banii care ți-i dai, tu vrei mai mult. Dar mi se pare normal să vreau mai mult și tu exagerezi cu supărările astea.
Până la urmă, ăsta e jobul meu, nu trebuie să te superi, nu am făcut nimic anormal. Da, așa e. Ai zis că mă iubești. Păi mă iubești sau nu mă iubești până la urmă? Păi te iubesc, da. Păi dacă mă iubești, măcar... Trebuie să-mi arăți și tu, nu să stai să te hilizești cu unul și cu altul. Da, asta nu înseamnă că nu te iubesc. Da. Tu dacă ești cu aia, înseamnă că nu mă iubești? Asta ar trebui să înțeleg? Hai că n-am venit aici să ne certăm. Doar că vreau să văd că înaintăm și noi relația asta, nu vreau să rămânem pe loc. Tu trebuie să înțelegi că eu îmi doresc să fii doar a mea și atât. Să nu mai stai cu niciun bărbat în afară de mine. Să fii pur și simplu numai a mea. Păi sunt doar a ta. Păi cum ești doar a mea? Vrei să-ți arăt că ești doar a mea? Păi sunt doar a ta. Ora 18 și 20 de minute. Ce faci, mă? Bă, tu ești sigur că buretele stă aici asta? Ce că era cu bani, era cu astea ca de blocul pe Ilișne, mă. Ăștia țin vaca la geam aici. Hai bine, dacă e sigur, vezi să nu mă faci de pe aici. Bine, hai, salut. Despre ce vorbește soțul nostru? Oameni cu bani. Să nu mă faci de râs. Ce vrea să spună și ce caută în această zonă? Ia stai mă puțin. Ce? Ia stai tu. Ce treabă ai tu cu nevastă? Care nevastă, domn? Nu, dar nu știu mă... care e. Păi, Andreea, mă, de la pariuri, Andreea. Păi, am este singură. Cum adică să fiți? Așa ceva este inadmisibil. Cum adică acest biet om s-a dat la Andreea, nevasta lui? Pe soția lui o cheamă Florentina. Ce fin are acest om că amanta lui îi face ochi dulci? Acum fugi, nu? Fugi, nu? Acum nu mai fugi, nu mai fugi acum, nu? Nu mai fugi? Firea de muretele. Ce, singură? Ce ești? Cum să fie, mă, singură? E singură, n-ai văzut. Cuceritorule, ce ești? Să urca pe mine și te-ai dau șpagă. Să da? Păi tu ce ești, mă? Da? Chem poliția. Chem poliția. Poliția, mă? Burete, ce ești? Chem poliția. Dă tu dacă te prind cât te mai apropii de... De data asta, subiectul nostru a întrecut măsura și legea. Ora 13 și 45 de minute. Ce faci, mă? Îți place ce ai făcut? Băi, băiatule, tu ce crezi că fac eu acum? Eu de unde recuperez banii? Eu de unde fac bani să-mi plătesc chiria și toate alea? De ce ai rămas așa, te uiți la mine? De ce ai rămas așa? Tu nu vezi unde ai ajuns, ce ai ajuns? Facerea mea a venit și a depus plângere. M-a dat afară de la muncă, ce fac acum? De unde îmi plătesc eu chiria? Te-a dat afară de la muncă? De unde îți plătești chiria, nu? Nu ți-ajunge cât te-am ajutat, nu? Și cu chirie și cu tot, nu ți-ajunge, nu? O să mă ajut în continuare, ajuns, o să stai să-mi plătești chirie, să-mi cumpăr haine, să-mi cumpăr tot ce... Tu știi ce era să fac eu? Era să-mi las nevasta și copilul pentru tine, ai înțeles? Păi da. Și tu? Și tu ce faci? Asta e recompensa ta față de mine? Tu ai promis că o să te despar de soția ta, da? Eu am promis că să mă despar de soția mea dacă erai fair play și știai să mă iubești. Asta așteptam de la tine. Sormea. Cum adică sormea? Florentina are o soră? Părinții ei nu ne-au spus că mai au o fică, adică amanta lui Bogdan și sora Florentinei sunt una și aceeași persoană. Vai, ce tragedie să fie adevărat ceea ce am auzit. Îți găsești unul cu mulți bani să te ține pe tine pentru că iubirea mea nu ți-a fost de ajuns. Crezi că mă interesează banii tăi? Păi asta îmi dai de înțeles. Dacă te pipăi cu toți și așa, cu tot cartierul, mai un p*** cu tot orașul. De ce vrei să-i fac? Deci ascultă-mă ce zic. Între noi se termină tot, gata. Totul m-a amenit pe mine că... Deci, nu mai, gata. M-am săturat și de tine și de toate fazele tale și de toți moșii tăi și amanții tăi. Adică ești chiar tu pe ist. Deci, chiar am terminat tot. Să nu crezi vreodată că tu îmi dai mie papu, ci nu-mi fac. Eu stau, da? M-am săturat de tine, gata. Deci m-am săturat. Am terminat. Este fenomenal. Am terminat. De cât timp are Bogdan o relație cu sora soției lui? Și cum se poate distruge o legătură de sânge din cauza unui bărbat? După discuția încinsă cu amanta lui, care mai nou îi este și cumnată, Bogdan ajunge acasă. Băi, nene, bă, hai să vezi așa ceva, ești nebun la cap. De ce e supărat? Spune-mi ce, ce-ai pățit? Aoleu. Hai, spune ce s-a întâmplat. Hai, calmează. Ce să se întâmple? M-a oprit poliția, bineînțeles, și ce crezi? ITP-ul la mașină era expirat. Și mi-a băgat amendă, 15 milioane, asta s-a întâmplat. Amendă? Ce mincinos! Care amendă? Care poliție și care ITP? Își bate joc de soția lui în ultimul hal.
Vorbește cu maica ta, da? Păi cer bani să ne plătim amenda. Tu stai joc de mine? Nu cumva este din nou la mijloc? Nu, sigur, mama, asta mama, este, nu se dă normal, unde se duc banii? Unde tu se nu duc înțelegi, banii? Mergi cu mine să plătim amenda. Nu este vorba despre aia, a fost o aventură, ce nu înțelegi eu pe tine? Bun, aduceți frică unde naiba se duc banii. Doamne. Ce se întâmplă? Vreau să știu ce mă se întâmplă. Mă jur că te iubesc. Nu, mă jur, nu cred. Mă jur pe nu viața mea că te ceva. Iubesc. Doamne, nu te deci cred, uite, nu uite te ce cred, să fac vreau să divorțăm, gata, am terminat-o. Deci uite ce o să nu fac mai, pentru nu tine, vreau să mai aud, gata, am terminat. Am luat icoana, deci iubirea mea. Mă jur pe icoana asta că nu te-am înșelat decât cu aia atunci o singură dată, nu a fost te o întâmplare. Cred, nu te deci cred. Deci a fost o întâmplare. Bun, atunci spune-mi ce se întâmplă cu banii, unde bă, sunt, unde se înțelegi. Duc. Spune, nu poți să fie doar simple coincidențe, bă, accident, acum spui că ai amendă, spune și acum îmi spui să apelezi la părinții mei. Florin, tu mă iubești pe mine sau nu? Dacă nu te iubeam, nu stăteam cu tine? Atunci te rog eu frumos. Te rog din suflet. Dar te întreb, tu mă iubești pe mine? Normal că te iubesc, că de-aia sunt aici cu tine, da? Deci te rog frumos, hai să... Ce mă rog? Hai să ne calmăm, da? Hai să ne păi eu încerc să te calmez pe tine, tu ai început să urli la mine și ai venit nervos. Deci știi că te iubesc mult de tot, da? Și vreau să ne împăcăm, da? Incredibil! Florentina știe că soțul ei are sau a avut o amantă. Dar oare femeia știe despre cine este vorba? Știe că propria ei soră îi este călăul căsniciei cu Bogdan? Fiindcă situația în acest caz este foarte complicată, detectivii decid să rămână pe urmele amantei lui Bogdan și, totodată, sora Florentinei. Ce-i făcut? Nu mai pot din el. Ce crezi? Mi-a dat dobitocul la papuci. De ce? A venit, totul mi-a făcut scandal la muncă. Așa. M-au dat afară. Bineînțeles că n-am putut să... Ce? Hai să-ți mulțumesc că m-au dat afară de la muncă din cauza ta? Dar n-am înțeles de ce te-a dat afară de la muncă din cauza lui. M-a prins la muncă, că era un client acolo și m-a atins ăla, m-a pipăit. Așa, într-un și fel. E munca ta, care-i problema? Păi uite și tu. L-a bătut pe ăla, mi-a venit și mi-a făcut plângere. Cred. Da, și m-a obligat să... Hai, depun demisie. Ce fac acum? Ce să faci? Care-i scopul tău până la urmă? Gândește-te de ce te-ai combinat cu el, nu? Știu, dă-l doar nu crezi că m-am combinat cu el, că e mare frumusețe. Nu e, trebuie să-l scot până din pușcărie. Trebuie să-l scot pe ăla din pușcărie. Poftim? Pe care ăla? Despre cine vorbește? Oare sora Florentine este căsătorită? Iar soțul ei este în închisoare? Dar de ce nu ne-au spus nimic părinții ei despre acest lucru? Sunt legal, frumos. Tu știi că el ține la tine, tu știi că te iubește, știi că e mor după tine. Și nu vreau să-i mai accept toate astea. Frate, tu vezi-ți interesul. Tu te-ai combinat cu el să te răzbuni. Pă bune, tu ești proasta lor, tu vezi-ți interesul. Ai dreptate, da, până așa e. Tot vina ei e. Dacă nu deschida gura, acum Maria nu era în pușcărie. Trebuie să fac cumva să mă răzbun și să iau tot ce trebuie să fie al meu. Răzbunare. Doamne, ce se întâmplă în această familie? Două surori împart același bărbat. Una îl folosește pentru bani, alta pentru dragoste. La mijloc se află unul care este în închisoare. Oare soții Marin știu cu ce probleme se confruntă fiicele lor? Imediat. Ce pasă? Ce pasă? Deci venim ce ocazie. Eu sunt foarte bine pe la voi. Vai, este cutremurător ceea ce vedem. Cele două surori care împart același bărbat stau față în față. Doamne, ce tragedie! Oare Florentina știe că amanta soțului ei este nimeni alta decât propria ei soră sau măcar bănuiește ceva? Deci ce-ai pățit? Ei, ce-am pățit? M-am despărțit de ăla. Foarte, foarte gelos. Ți-am zis? La muncă. Ți-am zis. Când o să ce crezi? M-a dat afară de la muncă din cauza lui. Ți-am zis să nu ai încredere într-un bărbat însurat? Ți-ai pierdut un an și jumătate în viața ta. Nu înțelegi că stă cu nevastă sa doar pe interes? Nu-i place de ei urâtă, nașpa, n-are cum să stea cu ea. Tu-ți o iubește, ce pe mine mă iubește. Deci, dacă te iubea până acum, se despărțea de mult de soția lui. Să căsătura cu tine. Își mai strânge și el un bani, mai folosește de ea păi ce vrea să facă. Păi tu ce o să faci acum? Ai rămas în stradă, fără loc de muncă din cauza lui. Te pare normal? Ce o să faci acum? O să mă descurc, nu știu. Nu, o să descurc, când o să te las baltă. Poți să stai aici la mine? Să stau aici la tine? Da, poți să stai la mine, nu e nicio problemă. Da, ești... Dacă vrei să mă ajut cumva cu bani, nu știu, o lună, două, să mă ajut să-mi plătesc chiria, până să mă angajez... Știi prea bine că te poți baza pe mine, dar mă gândesc că mai bine stai la mine. Nu știu, sunt protecția mea. Știi prea bine că tu ești sora mea și de orice ai nevoie, eu te voi susține până la capăt, da? Cât curaj să vină în casa surorii ei și să-i plângă pe umăr când știe că i-a furat soțul. Nu are nici măcar un strop de iubire pentru sora ei.
Am înțeles că nu-l iubește pe Bogdan și vrea să-l ajute pe celălalt iubit din închisoare. Dar de ce tocmai cu soțul surorii ei? De ce, de ce, de ce? Mii de întrebări fără răspunsuri. Deci, aștepți pe cineva? Nu, dar scuză-mă puțin. Tata, să rămână! Stai, că ce faci, tata? Ce faci, tata? M-a trimis, mă, tata, ți-am adus și ție aici, nu știu ce ți-o fi, niște brânză, lapte, ouă, nu știu. Să rămână, să rămână. Și uite, i-am luat un... Dar unde e nepotul? E la soacră mea. A, nu e acasă? Ce-i cu asta aici? Hai să luăm un loc. Ce cauți aici? Tata, totuși sunt copilul tău, zici că ai văzut. Ce copilul meu, bă, copilul meu, ai fost cândva, tu nu mai ești copilul meu, nu să nu te mai văd în oi. Tata, vă rog, haide să stăm jos și să vorbim. Ce caută, mă, asta aici? De ce nu mi-ai spus, mă, că e la tine, că nu mai veneam? Tata, este sora mea până la urmă. Sora ta, asta, sora ta. Da, este sora mea și am... Este casa mea până la mă pot să o primesc. De ce ai venit? Ai venit și la sorta să ciordești și după aia ești câte ceva? Auzi, tata? Niciun tată, eu nu sunt tactul. Tactul nu mai sunt de mult, să știi. Tata. Să nu te mai văd în ochi. Tata, uite, dacă știam, nici nu veneam. Extraordinar! Situația și atmosfera din această familie este de neimaginat. Acum se explică de ce domnul Marin nu ne-a spus că mai are o fică, fiindcă este supărat foc pe ea. Pe sora mea, stai, părinte? Hai, lasă-mă! Stai! Nu, deci tot frumos, nu începe și tu! Mai bine, nu mai lăsa în familia asta! Nu ce poți să gândești, înțelege și tu până la urmă și tu ai greșit! Casa aia ta, dacă până la urmă și-am copilărit aici, ar fi trebuit să-mi dai și de sanțul dreptul ăsta! Da, dar tu ai greșit, înțelege un lucru! Tot pământul e a tău, tot banii ția, eu nu exist în familia ta, nu? Ai greșit, tu ai făcut niște lucruri greșite, faptul că ai furat, faptul că pentru... Tu ăla, ai furat efectiv. Tata este, nu l-am spus, nu, că nu te iubește. Te iubește chiar foarte mult, omul din cauza suferă, da? Am sorul meu, ia lasă-mă că și tu ești la fel ca te el, da? Te rog frumos, înțelegi, nu începe și tu. Te rog frumos, Andreea. Aceasta este răzbunarea despre care vorbea Andreea cu prietena ei. Poate se simte exclusă din această familie și tocmai de asta acționează fără scrupule. Copil ca ala. Merită să-i mai dai o atenție. Cine te-a primit în casa ei? Cunosc. Cine ți-a dat să mănânci? Amândouă sunt fetele mele. Umnată tu, mă? Da. Poți să crezi, nu poți să crezi așa iubește, ceva. Se iubesc. Nu mă iubești, nu? Nu mă iubești. Vreau ca să vadă și lumea de ce ești în stare. Sorme, ți-ai zis că-mi pare rău? E bine, dar acum a distrus-o și pe asta. A distrus-o și pe asta. Și pe mine. Pentru că eu sunt mamă și eu știu ce înseamnă. Bărbații sunt bărbați. Aveți mâine, buiește ora. Ora 17. Un tablou de familie perfect, în spatele căruia se ascund adevăruri care pot distruge suflete. Dar mai presus de toate, pot lăsa acest copil fără tată. De ce a renunțat Bogdan la familia frumoasă? Pentru a avea o amantă, care mai presus de toate este sora soției lui. Hai, Biții! Îți place acolo? Auzi? Cred că îți place. Am și te mai gândit la ce am vorbit? La ce? Cu sora mea. S-o luăm și pe ea, te rog frumos. S-o luăm și pe sorta, da? Da. Altceva n-avem ce să facem decât să o luăm pe sorta acum, nu? Mamă, te rog frumos. Da. Și acum că a venit tata, s-a certat cu el, a fost foarte urât. Și ce vrei să-i fac eu? S-a despărțit și s-o iau în brațe, s-o pup, ce vrei să-i fac? Știi că nu prea o halesc. Hai, te rog frumos. Lasă-o în pace să stai acolo. Toată lumea dă de la o parte și păi tata și... Păi normal că o dă și tactul la o parte, dacă eu... Scursură. Hai, te rog frumos, nu vorbi așa, că este sora mea până la urmă. Termină, ne aude lumea. Mi-e milă de ea, sincer. A greșit, într-adevăr, dar până la urmă... A greșit, da, greșit, trage cu 1000 de bărbați pe săptămână, a greșit. Nu mai vorbi așa, te rog frumos. Eu nu știu. A greșit și a făcut și o greșeală la viața ei până la urmă și în momentul de față s-a îndreptat, s-a despărțit de ăla. S-a îndreptat. Cu care era. Care dintre ei? Hai, te rog frumos, nu mai vorbi așa, zău, da? Haide, sună și zi să vină, dă-o d-a, să nu stau 10 ani după ea, că nu stau copilul în soare pe aici pentru ea. Da, mulțumesc mult! Să se întâmple niște mai repede. Extraordinar! O denigrează pe Andreea în fața soției lui pentru a nu da de bănuit că au o relație. Așa ceva este nemai văzut. Alături de soție și amantă, subiectul nostru ajunge la piscină. Auzi, iubire, hai să mă vezi și pe mine, că nu știu că stai, că știu că sunt în soarele ăsta.
la mama? Ar trebui să duci tu pe ăsta, mă puțin. Că până la urmă tot la mine ai ajuns? Adică, ia, ce vrei să spui? Păi tot unde vreau ajungi. Ce vrei să spui cu asta? Înțelegi foarte bine. Îți seama că am uscat pielea asta, vrei să te dau un pic de poțiune de asta de plajă? Chiar te rog. Ce-ar fi dacă m-aș muta la voi? Tu ești nebună, Nacor. Pe noi în casă? Nu ți-a crepat capul la ideea asta? Ba chiar ar fi foarte bine, nu aș mai plăti chirie. Banii ăștia pe care ar trebui să-mi dai tu la chirie, am putea să îi folosim într-un alt scop. Cum ar fi? Aș sta eu cu Alexandru. Cum să faci așa ceva? Cum să stau cu tine și cu sorta în casă? Ce aveți? Păi da. Nu e ok. Am stat și noi mai mult împreună. Nu e ok. Te cam încins, văd. Ți-a fost dor de mine? Așa, ce să zic, vrei să te luăm? Hai mai bine să mergem un pic în bazin, ce zici? Văd asta. Așa ceva este imposibil. Cei doi amanți nu au deloc respect pentru săraca Florentina, care încearcă să-i facă un bine surorii ei, iar aceasta priviți ce face. Nu-i pasă că sora ei se află într-o altă piscină cu copilul. Ea trăiește clipa și se bucură de soțul Florentinei, ca și când ar fi soțul ei. Această situație nu mai poate continua. Adevărul este foarte dureros, dar din păcate trebuie să-i punem pe soții Marin față în față cu realitatea. Așa că Ernest este deja în drum spre satul în care aceștia locuiesc. Uite-l pe om acolo. Da, Morine, pe arșița asta! Porumbul nu știe să aștepte! Ia uitați, buluian în el. Bine ați venit. Respectele mele. Să trăiți. Doamna? E în porumb, lenuțou! Hei! Vino încoace că a venit domnul Ernest. Viu! Haide, bă, fată, lasă un pic sapa, dă omul ăsta. Așa că m-am încălzit tare rău aici. Hai, mai ne aerisim și noi, puțin. Bună ziua! Sărut mâna, doamnă. Ce vești ne aduceți, domnul Ernest? Nici nu vreau să mă gândesc cine știe ce-o fi acolo. De ce nu ne-ați explicat și nouă că aveți doi copii? Aveți și o fată mai mică? Da. Prefer să tac din gură, nu vreau să mă mai... Numai când aud fata mai mică, mi se urcă sângele la cap. Să știți că am cele mai proaste sentimente față de copilul meu. Cu toate că e copilul de ce, meu, nu vreau să aud de ea. Nu, dumneavoastră nu știți, e o istorie întreagă. Dacă apuc să vă povestesc, o să-mi dați dreptate până la urmă. Pentru mine ea nu mai există ca și copil. De ce ți-e frică de aia nu scapi? Poate ne arătați și nouă despre ce-i vorba, să vedem ca să știm și noi ce avem de făcut. Scrie că, din păcate, țara asta nu duce lipsă de hoți. Hoți? La ora 3 dimineața, Bogdan, ginerele dumneavoastră, caută prin poșeta soției, mai exact prin portofelul dânsei. După care, vreau să ascultați discuția asta. Dar tu nu mai ai bani deloc? Nu mai am, să știi. De tot ce am avut, am cheltuit ieri. Păi de am alimentat cheltuit? La benzinărie, am luat apa seară. Deci, nu știu ce se întâmplă, dar pur și simplu... Nu știu, sunt toți banii pe care mă ia în momentul de față. Caută mai bine. Deci ieri n-am cheltuit mare lucru, am luat vreo baia, un Pampers, un kilogram de roșii, deci nu are cum, mai mult de 20 de lei, aveam 100 de lei. În portofel, nu știu ce se întâmplă. Păi tu știi ce cred eu? E posibil să fi băgat mâna să ia banii? E seama că el când cotrobăia pe portofelul ăla, lua banii Rafita? E sigur că le-am luat în geanta mea? Caută bine, păile, poate e pierdut. Nu, știi, păi bine că eu n-am, eu nu pierd bani. Nu se și ce faci? M-a acuz pe mine acum că ți-am luat eu bani? Știi că eu nu-mi duc la cringe. Nu știu ce se întâmplă. Înseamnă că așa păi se și întâmplă. Și pe urmă de ce nu îi spune nimic că a luat bani de la... Păi tu, nu vezi că o priză pe ea? La ea nu-i ajung lui banii, mă.
pe el ia banii din geantă de unde ia, ea vine la noi și cere și uite așa banii se rulează. Dar vă gândiți că soțul vă fură? Tupeu, domnul Ernest, asta nu mai e școala. O face că tupeu, tot ea se simte prost. Eu sunt foarte atentă cu banii, când e vorba de bani și de acte, nu știu ce s-a întâmplat, pur și simplu, nu-mi dau seama. Hai, nu mai contează. Păi da, dar și acum tu ce faci? Că ai zis că ai nevoie. Lasă, mă descurc eu astăzi. Înseamnă că el nu mai are bani și ca să tot să ducă, pentru că a intrat în cap jocul ăsta de nu-i așa, și dacă nu are bani... Vă dați seama, că, dacă a ajuns să fure de la nevastă. Dacă a ajuns să fure, înseamnă că el nu mai are bani și ce și dă-i da acolo. Iar vine și cere bani, fata vine la noi, cere bani, noi dăm bani, el ia bani, că altfel nu se explică. De jocurile de noroc. Puneți-mi și mie, vă rog frumos. Ia. Unde ia se duce Bogdan? Păi a plecat la servici. Ia, fii atent. Plecați-mi și mie. Ce scrie mare acolo? Ia uite-mă unde a intrat. Nu se poate. Deci și ce ne-a zis Vasile s-a adeverește. Deci n-a fost o întâmplare. Dar nu ne mințea omul. La 9 dimineața el a intrat acolo. Deci el stă acolo, pierde ore întregi la ce-o face el acolo. Și pe urmă chipurile când se apropie ora de ieșire de la servici, poate mai dă și el pe acolo un pic pe la servici. Și pe urmă vine acasă obosit, bine mersi că a muncit toată ziua. Bogdan are o boală gravă cu jocurile astea. Păi să vă spun un caz concret. Când eram la Alexandria, acolo la bloc, aveam un vecin, era profesor universitar, domne, deci om cu studii, cu facultate. Era nemaipomenit. Au scos atâtea generații de studenți jos pălăria după urma lui. Ce credeți că a făcut? S-a băgat în chestii de-astea de jocuri de noroc. Azi nințel, mâine nințel, și a vândut până la urmă mașina, ca într-un final să-și vândă și apartamentul. Știți la ora actuală unde este? Duceți-vă că-l găsiți în centrul Alexandriei, cerșește, să-i dea lumea. Așa din o să ajungem și noi. Așa o să ajungem și noi din cauza lui Gineritu. Bă, ăsta ne șantajează. Bine că voi stați ziua în amiaza mare, la 38 de grade, să munciți. Dar l-ați văzut vreodată că vine și el la tată la țară să întrebe, bă, tată, bă, mamă, aveți și voi de sapă, aveți și voi ceva de făcut prin curte, aveți să vă ajut și eu cu ceva? Nimic, domne, nimic, nimic. Munca e grea, frate, că dacă era de la început, al dată, dacă ne lăsam, poftimea să se mărite cu ăsta. Nu există așa ceva. Omul are alte ocupații. Păi... Omul își petrece altfel timpul. Vreau să vă uitați atenți aici. Păi... Ce treabă ai tu cu nevastă? Care nevastă, domnule? Ia, fii atentă, fii atentă. Nu, păi, nu știu care e. Păi, Andreea, mă, de la pariuri, Andreea. Păi, am zis singură. Cum adică să fiți? Acum fugi, nu? Fugi, nu? Dar cine e ăla și de ce îl bate ăsta? Care e nevastă sa? Care e Andreea? Păi nevastă sa, nu-i fii mea? Nu-i Florentina, care e Andreea? Păi, uite, pe taie ce-i de lua ăla ea. Da, mă, tu ia să băga în seamă, să-i dau să bagi, mă, buretele în seamă. Tot timpul să băga în seamă? Ia uite. Na. Nevastă să. Păi care e nevastă? Cine e Andreea asta, domne? Înseamnă că are ceva pentru femeia aia. Mi-a să știi cine e Andreea. Nu uitați-vă un pic. Ce face iubire? Ce face iubire? Ce-au pus fazele alea cu buretele? Stai un pic, ia mâna după mine. Nu se poate așa ceva. Cu moșul ăla? Dar ai văzut că l-am respins. Îți plac ăștia așa cărunți, nu? Puiule, n-ai văzut că l-am respins. Ce se fac? Ai văzut că l-a respins? Haide, hai să ne urcăm în mașină, nu vreau scandal. Uite-mi cine e. Uite cine e Andreea. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa. Ia uite, uite, bă, ce face, bă, cu fimea aia la altă, bă. Uite-te și tu. Nu se poate ceva cu fata aia mică să-mi distrugă casa lui aia mare. Nu se poate. Ce om nenorocit, cum își bate ăsta joc de noi, bă. Uite, bă, cum... Cu cine stai la masă? Cu ce am greșit eu? Nu știu cu ce am greșit. Doamne, dacă mă omora cineva și nenorocită asta, că de-aia m-ați întrebat mai devreme, că îmi spuneați că de ce nu vreau să vă spun de ea. Păi asta e o domne, de la 14 ani, copilul meu să nu mai vă dă o... Doamne, iartă-mă, că-mi vine, nu știu ce-mi vine să fac acum. Copilul meu, păi știți ce a făcut copilul ăsta? Hai să vă spun dacă tot m-ați întărâtat. De la 14 ani a plecat de acasă, nu și-a terminat nici școala elementară. Nu a nu terminat nici școala cu liceu, să dea și ea la un bac. Așa ne-am făcut tot... Aici nu mai spune s-a la lume, lasă-mi pace, te rog. S-a hăitat cu un hăndrălău după un sat vecin, nu știu după unde. A mâncat-o ăla de bani cât a mâncat-o, n-a mai fost bună, i-a dat cu șutul în fund. A plecat în Alexandria, s-a dus acolo. Acolo s-a hăitat iar cu niște bețivi ordinari, cu niște boschetari. A stat și cu aia aceasta. Da, uite asta care spuneți, mă întrebați dumneavoastră.
Și pe urmă s-a înhăitat cu un pușcăriaș, domne. Ce i-o fi făcut ăla? Nu știu, că pur și simplu ce era aia de nenorocită înainte, dar acum s-a nenorocit de tot. Ce-o fi învățat ăla? Ce i-o fi băgat ăla în cap? Că a venit acasă, fără să știm noi eram pe câmp. A venit acasă, ne-a furat tot aurul, ne-a furat toate bijuteriile, a luat tot ce a convenit ei după în casă, aparatură de asta care mai scotea bani pe ele și a plecat, domne. Gata, mă, gică, gata, mă. Eu n-am mai avut cu ce să învelesc casa. Eu n-am mai aveam pe ce să cumpăr tablă ca să-mi învelesc casa. Și dumneavoastră spuneți că e fata mea și că asta, pe un copil ca ala, merită să-i mai dai vreo atenție? Stai puțin, dar cum de a ajuns așa? Adică Flori e la casa ei, nu le-ați crescut la fel? De ce a ajuns ea? Nu știu, domne, nu știu de ce aia... Nu știu, aia că de mic a luat-o aiurea pe drumul greșit, dar n-am avut ce să-i fac, n-am avut cum să scol la capăt cu ea, n-am avut ce să-i fac. Cu bețic, cam de mic a luat-o pe drumul greșit, nu deci știu ce să întâmplă cu ea. Deci a fost un copil problemă de mică. De la 14 ani, gândiți-vă. Am încercat să o duc să facă om, dar nu s-a putut, n-am reușit să fac nimic din ea. Pentru mine copilul ăsta nu mai există. Nu mai există. A încercat și mă, am încercat și eu. Nu se poate. Uite-te nu că există. De 2 ani n-am mai văzut-o. Uite-te că există și uite-te că din cauza ei, familia voastră în continuare are de suferit. Ia stai mă, eu cu sorta am surat și acum mă dau la tine, ce fac? Ai vrea, gata, nu mai e fata mea de mult. Nu mai vreau, nu mai vrei. Nici n-aș dori la nici dușmanii mei să pățească că m-am bătut eu. Cum natul să-i spune? Dacă a plecat de acasă de la 14 ani, nu vă dați seama ce a făcut ea până acum? De aici încolo, pentru fica dumneavoastră, pentru Flori, viața nu va mai fi la fel de roz, înțelegeți? Nu treci așa de ușor peste așa ceva, să știi că sora ta ți-a furat bărbatul. Păi da, asta e cea mai grea lovitură. Dar și ceva mai bine, mergem acasă să discutăm cu Flori, să vedem pe ce e vorba și ce să facem de acum încolo. Cel mai bine să afle și realitatea le-a frânt inimile celor doi soți. Faptul că fica lor mai mică a provocat o altă tragedie în familie i-a lăsat fără cuvinte. Cu lacrimi în ochi, domnul Marinu anunță pe Florentina că are o veste pentru ea. Așteptarea este lungă și tensionată, iar cei doi părinți nu știu cum să-i spună fiicei lor că amanta soțului ei este nimeni alta decât sora ei. Tata! Hai, haide, hai, vino! Hai, hai, îndrăzește, ce? Ce cauți? Nu-ți mai cunoști casa sau care-i problema? Haide, ce cauți? E frică să intre, hai, intre odată. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Bună ziua. Ce se întâmplă? Ce vrei să afli, dacă mă înșeală sau ce? Vă frumos, plecați cu camerele adică din fața mea. Adică ce vrei să spui? Asta vrei să aflați, dacă mă înșeală? Adică ce vrei să... Și care-i problema? Cum? A fost acum ceva timp în urmă, adică nu mai face, te pot să mă plec cu camera de aici. Păi, tată, ia stai puțin, că nu înțeleg. Știai? Nu mă întreagă. Mama, astea sunt problemele noastre, te rog frumos, ce tu știai că te înșeală deja și nu ne-ai spus nimic? M-a înșelat, mă, a fost. E soțul meu, îl iubesc, avem un copil împreună. Cu cine vă înșeală? Ernest Francis, Canal D, Ochii din Umbră. Îmi pare rău că ne cunoaștem în asemenea circumstanțe. Eu sunt Florentin. Părinții dumneavoastră, dumneavoastră au apelat la mine. Noi am apelat la dânsul. Vă frumos, mai stați cu camerele pe mine. Dacă te vede ceilalți, da, să se vadă mai întreagă. E că te înșeală și ai tăcut din gură? M-a înșelat, s-a jurat că nu mai înșeală. A fost una oarecare să nu simte nimica. Dar nu-i acceptat treaba asta? Da, mamă, pentru că îl iubesc și soțul meu. Cu sora ta? Cum adică cu sora? Da, cu sora ta. Da, așa este. Așa e cu sora ta. O aventură a fost. Tu știai treaba asta? Ne da peste cap, ne-ați îmbolnăvit. A fost o aventură. Nu vă gândeați așa ceva. Știi, de atâta timp că te înșeală și nouă nu ne spui nimic. Eu te înțeleg. Nu mă înțelegeți nici nu vă vreau să plecați de aici, lăsați-mă în pace. Vino. Lăsați-mă în pace. Tu crezi că cu asta rezolvi ceva dacă nu vrei să vii să vorbim așa ca oamenii? Vino în pace să discutăm. Nu mai scuci, Flori. Să vezi și tu cu cine ai de-a face, cu cine trăiești în casă. Vino cu asta să vorbim. Nu! Unde să ducem acum? Unde să ducem? Vino, face că nu faci nimic dacă fii să știi. Mi-a jurat că nu mai are absolut nimic cu nimeni. Asta nu am răspuns. Păi înseamnă că... Stai puțin! Înseamnă că mai avut pe cineva la faște. Cu cine ai avut? În afară de sora ta mai avut pe cineva, mă, știi? Lasă-mă, te rog, lăsați-mă în pace! Lăsați-mă în pace! Degeaba te superi! Vă rog să vă liniștiți. Nu știe. Lasă că știe foarte bine. O să-ți dovedească acum cu fapte. Nu! Oh.
Doamne, îmi pare foarte rău că treceți prin asta. Doamne, ce-am făcut? De ce? Ați luat să nu mi-ai un șarpe? De ce? De ce? Ce le-am făcut? Lasă-mă! Ce le-am făcut eu lor? Ce le-am făcut eu lor? Ce le-am făcut? Ce? Că am primit-o în casa mea, că a fost o vagabondă toată viața și cu toate astea am scos-o din toate necazurile, cu toate că mama și tata au relegat-o. De asta? Pentru că i-am dat bani de buzunar, am scos-o din foame. De asta? Pentru ce? Pentru ce toate aceste lucruri? Că nu înțeleg! Și el ăsta efectiv și-a bătut joc de mine. De ce? Pur și simplu de ce? Că am făcut un copil? Că era prea fericit, prea mulțumit? Oh, Doamne, lasă-mă în pace. E bine că acum a distrus-o și pe asta. A distrus-o și pe asta și a distrus-o și pe mine. Pentru că eu sunt mamă și eu știu ce înseamnă. Te-o pleacă de aici, nu mai filma, pleacă, pleacă! Amândouă sunt fetele mele. Amândouă țin pe amândouă, le iubesc. Cum putea și el, și ele de vină, cum a putut să bage peste sora ei? Pleacă de aici, te rog frumos! Nu-i cereți imposibil. Că o să o îndepărtați de lângă dumneavoastră și pe ea. Asta vreți? Să ajungeți la bătrânețe din doi copii, niciunul? În loc să stau și eu să-mi trăiesc bătrânețe asta liniștit. Uitați în ce rahat am intrat. Nu e vina e bine așa? Nu e și dumneavoastră bine. Ziceți că să fiu înțelegător. Păi ea, eu sunt înțelegător. Că ea că suferă. Fata mea de suflet. Cum să înțelegeți zice, că suferă. Am spus și am pățit cu Ailanta și nu vreau să mai mi-aduc aminte. Înțeles asta. Dar parcă mi se rupe sufletul când o văd cum o prostește toți în față. Mă, Flori, trebuie să mă înțelegi, mamă. Ești și tu mamă și tu ai copil. Da, mamă, am copil. Și tu ai copil și trebuie să mă înțelegi pe mine. Că tu, mamă, mai mamă de copil. Unde ai fost atâția ani? Trebuie să mă înțelegi dacă tu pe mamă, mine. Te întreb, unde ai fost atâția ani? Eu vă iubesc pe amândouă. Sunteți ca două flori pentru mine. Două flori, da? V-am crescut ca două flori, dar nu se poate așa și acum să fie și ură între voi și dușmănie. Mama, efectiv s-a culcat cu soțul meu. Are o relație cu soțul meu. Cum ai vrea să reacționezi? Recunosc că e de vină și că o stricată. Dar bărbatul tău nu e de vină. Mama, bărbații sunt bărbați. Vă întreb eu pe dumneavoastră. Hai că am renegat-o de mică. Am zis, bă, ai luat-o pe calea asta, du-te pe calea asta, tată, dacă ți-a plăcut. Dar de ce face treaba asta la ora asta actuală? De ce face chestia asta ea? Tu te-ai combinat cu el să te răzbuni. Știi ce are sorta? Sorta are casă. Sorta primește bani de la bătaș, de la tactu. Vând ceapă, îi aduc. Vând aia, îi aduc. Pă bune, tu ești proasta lor, tu vezi-ți interesul. Cât să mai suport și când văd toate... Mai suportă puțin, mai suportă că nu mori acum. Te-ai chinuit atâta degeaba? Am trecut peste prima dată când m-aș celat pentru că am zis, băi, până la mă copilul ăla are nevoie de o familie. Da, am trecut efectiv peste acest lucru. Eu te cred acum. S-a jurat, mama, s-a jurat. Și l-am sperat. Una de a jura și alta de a face, mama. M-am sperat, nu. Ai, una de a jura și alta de a face. Nu mă înșeală ca femeie, da? Dar am zis că poate mă înșel. Spuneam să ai liniștită, n-am știut. Mama, nu m-aș fi gândit în veci la așa ceva. E cel mai mare coșmar al meu, nu. Dar dacă se răzbună, se răzbune pe mine și pe măsa. Dar cu sorsa ce are? Invidia. Ce are? Invidie? Invidia, că ea are. Hai, nu, gata. Lasă-mă, gata. Mama, lasă-mă. Gata, 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 mamă, gata, gata, hai, gata. Păi un om când vezi că te duci în casa lui și te tratează, e stare să-ți dea și cămașa după el. Tot încerci să-l mai trădezi? Tot îți mai bagi joc de el în continuare? Ernest, dacă știu unde este, vreau să-mi spui unde este. Eu vreau să știi ceva. Ce? Ca să știi cu cine te pui. Care-i scopul tău până la urmă? Gândește-te de ce te-ai combinat cu el, nu? Știu, da, doar nu crezi că m-am combinat cu el, că e mare frumusețe. Nu e, trebuie să-ți scopul ăla din pușcărie. Auzi, bă, uite cu ce scop, auzi. Uite cu ce să duc banii noștri. Da? Uite unde să duc uite banii noștri. Scop. Să scoată până din pușcărie, auzi? Vreau să știi exact de ce treci prin asta. Da-te mai aproape. E puternică, că ești puternică. Ți-am zis, stai liniște. Ești puternică. Dacă nu deschidea sorta gura, acum Maria nu era în pușcărie. Nu mai e de vină. Trebuie să fac cumva să mă răzbun și să iau tot ce trebuie să fie al meu. Asta dacă te face asta pe tine? Pentru ea, dacă i-a făcut asta lucrurile astea pentru această casă, mamă, mi se... Crede-mă, mamă, n-au nicio valoare pentru mine. Putea să-mi spună, mamă, dacă asta era problema. Putea să-mi spună, crede-mă, îi le deam cu cel mai mare drag. Bine că ți-ai dat seama ce tata ai lângă copilul tău.
Bine că ți-ai dat seama, pentru că ce om... tată și ce soră am, Ernest? Sorta ca sorta. Amândoi. Coștii de ani de zile ce-i poate. Pe sora ta o cunoști, o cunoști, da, o viață pe sora ta. Te-ai clarificat și cu băiatul ăsta. Dacă pe ala iubește ea... Își poate joc de noi asta cum vrea ea, f***a, mă, să-i pudă treabă. N-a zis clar? N-a zis clar ce nu înțelegi? Clar a zis. Eu dau bani să întrețin un pușcăriaș? Clar, mama lui alea cum să fie. Păi nu vezi? Da. Nu vezi că asta este? Uite, dă-le mereu. Pune-le geapă, pune-le usturoi, pune-le aia. Păi a zis să fie bine, să dai la copii, că așa este. Să dai la copii, să le dai de toate, că așa trebuie să dai la copii. A dus ceva până acum? N-a dus. Am muncit ca proștii ca să le fie lor bine. Și uite ce face. Nu vrea să creadă nici acum când îi arăți realitatea. Răzbunare, și nu știi că răzbunare arma prostului, că până la urmă nu se le mai dă nimica. Te duc să-i vezi cu ochii tăi și acolo poți să rupi pisica în două cum vrei tu. Du-te și îmbracă-te o dată și haide să mergem. Hai, mergem la Alexandria. Haide să ne îmbrăcăm, haide, să mergem acolo. Haide, nu mai, haide, eu nu mai suport situația asta, nu mai suport. Asta gata. Este, hai să mergem. Eu nu spun ce să faci. Nu te judec nici pe tine, nici pe ea. I-a întins o mână, i-a întins și a doua mână, a îmbrățișat-o cu totul. Și ea ce-a făcut? Ce bătu joc de mine, fete. Părerea mea să fii puțin mai indulgent. Ai văzut că sunt două mere, unul bun și unul stricat. Tot ai noștri sunt și tot copiii noștri sunt. Poate dacă ai mei ar trata-o exact cum mă tratează și pe mine și ar oferi și ei, poate că lucrurile s-ar schimba. Poate, nu știu. Tatăl tău vede lucrurile într-un fel foarte rigid. Ție îți place ce ți-a făcut ființa asta până acum, ție? Nu-mi place. Îți place ce, că ne-a lăsat lefte? Dar să fie ai văzut tot rău. Cât am tras ca să putem să continuăm și noi. Să fie tot rău spre mine, tu ce părere ai? Nu-i mai bine așa? Cu siguranță nu s-ar fi ajuns la asta dacă ei ar fi fost lângă ea. Dacă nu ar fi renegat-o de fiecare dată. El, în fața mea de acum încolo, e egal cu zero. Treaba lui Fita. Dacă Fita vrea să-l ierte și să trăiască în continuare, tu crezi că ăsta se potolește, mă? Tu crezi că ăsta acum, dacă după scandalul ăsta care e, tu crezi că ăsta o să se potolească, nu, și o să zică gata, nu mai am treabă apucat... cu femei, nu mai am treabă cu... No. Cu... Nici eu nu cred poate să se păcă. Dacă a luat-o pe calea asta, nu o să poate să-l ții, păi mai țină atunci, nimeni din frâu. Dar atunci... cum a zis și aia, iubesc, a zis, mă, fă ce vrei. Nu este atât de ușor să dai piciorul unei căsnicii. Dacă sora ta a făcut niște lucruri rece, calculat, gândindu-și foarte bine în fiecare mișcare, având un scop, soțul tău a făcut niște lucruri pentru că i s-au cam aprins călcâiele și s-a îndrăgostit de sora ta. Hai zi, mă vrei sau nu mă vrei? Un bărbat, dacă s-a băgat într-o căsnicie și vrea să aibă o familie, asta face. Eu unul nu pot să trec cu... Nu pot să trec cu vederea ce mi-a făcut. Nu pot, pur și simplu. Șocată de cele aflate, Florentina, alături de Ernest și de părinții ei, merg chiar în acest moment spre Alexandria. Acolo unde se află Bogdan și Andreea. Eu am ajuns, am parcat, o zi. Ok. Dăm semnalmentele cu ce e îmbrăcat. Ai grijă ce faci, auzi, fii atent, fii să te calmezi, da? Ai auzit, eu cu tine vorbesc. Nu știu dacă pot, lasă-mă și tu în pacea. Păi, eu ce vorbesc cu tine? Calmezi. Păi... Ești calmă? Ok, bun. Ok. Am un calm în mine, dar nu mai pot. Păi da, văd că ai calm. Nu știu ce fie, ca o atacă. Da. Fii puternică, nu ești nici prima, nici ultima care trece prin asta. Ia uite, ia! Ia uite! Ia! Hai, ia uite! Fugi! Ia uite! Ce f***? Unde te duci? Ia! Te duci, mă! Unde te duci? Stai, mă, acolo să vorbim! Stai, mă, Liția, să vorbim, mă! Stai, mă, să vorbim, mă! De ce fugi? Stai aici să vorbim! Nemernicule! Sorme, stai puțin să-ți explic. Ia, ascultă-mă ce zic. Simt. Asta nu te merită. Cum să mă merite? Soțul meu, cum îți permite? Sora mea! Dacă făcea asta cu tine, putea să facă cu altcineva, neapărat numai cu mine. Cum îți permite? Sau cum îmi preferă să fie altcineva, nu tu, dar de ce? De ce ai făcut? Cum adică ce am acasă? Soțul meu este tatăl copilului meu. Cum îți permite? Ai venit în casa mea. Lasă-mă face. Ce s-a întâmplat? Mi-a adus la televiziune aici.
Calm. Uite, de ce? Ce înseamnă asta? Calmați-vă, vă rog. Mai venit aici. Calmați-vă, vă rog. Ce am? Ce fuși, măi? Ți arăt eu ce am. Ce fui, mă, brasicule? Mamă, soacră, ce înseamnă asta? Ce fui, mă, ce înseamnă asta? Ernest, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Hei, hei, stai calm. Cu cine ești tu aici? Cu cine ești tu aici? Eram să iau un cadou lui Alex. Cu cine ești tu aici în brațe? Cu cine ești aici în brațe tu? Ce înseamnă asta? Ne-ai nenorocit, am două fetele, mă, nenorocule. Eu ți le-am nenorocit? Deci urma ascultă dacă era plec. Erai confidenta mea. Să urmei, ascultă-mă, spuneam. Am încercat. De ce n-ați încercat să mă ajutați? Să te ajut cu ce? Eu te-am ajutat tot timpul, te-am primit în casa mea, ți-am dat bani. Am vrut să te muți la mine. Ai spus că te-ai despărțit de la de fapt era vorba de soțul meu. Cum îți permite așa ceva? Că l-ai în pușcărie. De ce nu m-ați ajutat? Cum adică în pușcărie? Că pentru ce ai făcut toate astea? Pentru ala? Trebuia să fac un maroc de bani. Tu ești sau așa, ar fi trebuit să mă înțelegi, da? Cum să te înțeleg? E vorba de soțul meu. Te-ai băgat în familia mea pentru asta? Da, ce vrei. Am văzut încredere în tine. Mama, soacră, ce înseamnă asta? Da, cu cine erai aici? Ce eram singur să iau un cadou copilului meu. Singur, eu te-am văzut în brațe cu blondă. Cu fii în brațe erai singur? Eram cu fita, unde m-ai văzut tu cu fita? Dar cu cine erai, mă, în brațe? Eram singur. Da, mă, tu ai impresia că noi avem orbu găinilor? Du-te, mă, moșuleș. Că nu știm, păsorsa. Ne prostește așa, nu face pe amândoi? Te rog, nu mai filma. Du-te de aici. Lasă, ce? Găsește și tu altă meserie. Ți-e rușine, mă? Te-ai rușinat? Nu pleca, obrazicule, ce ești? Nu vei rușine să faceți circ aici, în tot orașul? Ce circ facem, mă? Stai, să poate așa ceva. Vino cu asta, vadă și lumea de ce ești în stare. Doamne, de ce ești că nu scapi de mine? Mai filmați. Lasă să filmeze. Zim de ce ai făcut asta. Femeie, ia ascultă-mă. De ce ai făcut. Te calmează, poate să poartă discuția cu tine? Vorbește. Tot ce să vorbești, tot ești cu prea mare, ia ascultă-mă. Adică tu mă înșeli, adică tu ești cu soțul meu și eu sunt cu groama, nu ți-e rușine, cum îți permit așa ceva? Mă ascultă-mi, te rog. De ce ai de spus deci, acum, momentul ăsta? Când am avut nevoie de voi, nu a fost nimeni lângă mine care să mă susțină, da? Cum n-a fost nimeni lângă tine? Eu unde am fost? Tu ar trebui să ai pământul, tu ar trebui să ai apartamentul, eu să nu am nimic. Cine te-a primit în casă? Măcar nu. Cine te-a primit în casa ei? Cunosc. Cine ți-a dat să mănânci? Bine, cine ți-a scos din necaz? Am greșit, cine? Am făcut asta. Cine? Adică să deam bani și pe de altă parte tu ce faci? Te duceai cu banii să-l scos pe din pușcărie da, și în același timp tu în aceeași întâi o trașcu al meu? De ce nu vrei să stai de vorbă? Nu am ce să vorbesc, Ernest, ce să vorbim? Nu vorbim aici, vorbim deci în fața camerei, ce înseamnă în care noi am venit lângă tine și toți te-am văzut, erai cu o blondă, tu spui că erai singurel, da? Îți joc de toată lumea asta de aici. Nu erai cu Andreea? Vi s-a părut. Mă faci de râs, nu erai cu Andreea aici? Păi să uită că ești prost. Acum sunt prost. Ești prost. Te-am îndopat cu bani, eram bun, acum sunt prost, da, nu? Și am dat lui Fita. Mă, n-ai... Asta e. Cu ei ai dat lui Fita? Dacă o iubesc, care e problema? Asta da, da. Asta numești tu uite iubire cum la iubesc, tine? Na, da, asta mă, e. Cum iubești asta tu? Mă. Ca să nu mai lungim. Stai să vezi și tu. M-am și filmat și ați făcut. Stai și uite-te. Stai și uite-te. Cum nata ta? Dar nu mă obliga, mamă, soacră. Mă uit la ce vreau eu. Deci vă rog frumos. Ești tu cu cum nata ta? Haide, haide. Că ai zis că ai fost cinci. Dacă ești cinci, ce nu vrei să te uiți? Stai să vezi. De ce? De ce nu vrei să te uiți? Te rog eu, ia gurile în momentul ăsta ar trebui să te gândești. Zim, aveai de gând să spui? Ne-ai simțit-o. Da, aveam de gând. Spune-mi, când aveai de gând să spui? Eu pur și simplu am vrut să... Să ce? Să ce? Că stăteai bine pe o bancă, mersi, vă giugiuleați? Să știi că am văzut filmările. Am văzut foarte clar ce făceați amândoi. Și nu? Când te-ai înșelat cu alta, mai vedeai când ți-a născut un timp ca să de alta. Și tu ce? Nu înțelegi problema. Era vorba de alta. Tu ești sora mea. Sora mea nu mă interesează asta. Tot ce e sora mea. Asta mă doare pe mine, nu altceva. Că e sora mea, nu altceva. De ce tot mai tu? De ce tot mai tu? Gata, hai că nu vreau să mă țin cu tine. Dispari. Păi tu ne ții pe noi de proști, mă? Lasă-mă în pace. Tu-ți bagi joc de viața noastră. E treaba mea ce fac. E treaba mea. Cum e treaba? De ce e treaba ta? Păi ești de ce e cu tine? Stai locului. Așa, stai locului și ascultă-ne. Și de ce te-ai dus cu aia? Am avut niște probleme, trebuie să știi tu toate astea. Păi cum, mă, tu problemele ți le rezolvi în aceeași familie? Așa fac eu. Cu două fetele mele? Lasă-mă, mamă, să fac. Stai locului, te rog, stai locului. Da, uite-te acolo. Lasă-mă că. Deci n-am ce să mă. Uite-te aici ca să vezi și tu. Lăsați-mă în pace. Băi, nu tu, nu bate joc de noi, că nu suntem proștii tăi. Lăsați-mă în pace. Am ajuns noi să ne batem joc de du-te de aici, mușule, am una. Bun, mine, cine e femeia aia? Sormei, ți-ai zis că îmi pare rău? Nu ce-ți pare rău? Cu tine. Ce-ți pare rău? Deci îmi pare rău? Dacă nu veneam cu Ernest, nu descoperam efectiv momentul de față. Da. Că tu ești cu al meu și fără nicio problemă. Adică el trăgea bani de la mine și în aceeași timp și tu, nu? Frumos din partea ta și, bă, te gândi mamă, puțin la copilul ăla. Mamă, vezi că am ceva de discutat cu voi, amândouă. Deci lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Trece, merg nicule. Deci, nu vrea să recunoască, băi. Lasă-mă, merg nicule. Cum ai putut, mă? Trece aici. Andreea, vine un pic să vorbim. Nu. Vine un pic să vorbim. Nu, tu vorbești cu mine. Ia vine cu acea. De ce fugi? De ce fugi?
Nemernic, o ce ești? Te rog frumos să mă lași, Flori. Știi, mă, deci ce-a lasă... făcut cine nemernic asta, mă? Ce-ți-a făcut? Știi ce-a făcut, mă, că te-a folosit? De ce să mă folosește? Știi, mă, că te folosește? Stai pe loc. Nu și-a făcut jos de tine? Din cauza ta, mă. Lasă să-ți facă prea din pușcărie, mă. Pe cine, mă? Pe la mă, pe Maria, care iubește de mai toate? Stai pe loc. Ernest, facem circ, să uită toată lumea la noi. Dar nu vreau, nu vreau imaginea asta. Se rușine? Se rușine că se uită lumea la tine. Nu mai împinge pe soția ta. Ea mă împinge. Știi că și-a bătut joc de tine? Lori, te rog frumos să te calmezi, da? Nu și-a bătut joc nimic de aici. Tu ce cauți acolo? Ia vino încoace. Vino încoace să discut cu tine. Vino încoace să discut cu tine. Stai acolo, de ce pleci? Lasă-mă. Ai un copil acasă, fii bărbat, bagă-ți mințile în cap. Trece aici. Stai acolo, de ce pleci? Vino încoace. Stai. Stai așa. Stai, te rog. Stai așa. Vino încoace să vorbim. Vino încoace. Vino încoace. Vino încoace. Ia nu să vorbim. De ce m-ai băgat pe mine în belelele astea? Ia mâna după mine, gorilă ce ești. Ia mâna după mine. Îți place că se uită lumea la noi? Dacă m-ați fi ajutat cumva să pot să scoți pe Maria din pușcă, n-ar mai fi făcut asta. Da? Dar voi întotdeauna. Ce? Eu sunt aia proastă, așa. Eu nu știu să fac nimic, sora mea știe, da? Sora mea așa că sunt un prieten bun, eu nu. N-a fost așa în realitatea asta? Mamă, întotdeauna ai făcut ce ți-a zis tata, niciodată n-ai fost în stare să mă înțelegi. Am fost așa pentru că nici tu n-ai vrut să ne înțelegi. Tu întotdeauna ai fost contra noastră. Păi da, mamă, de ce nu ai încercat să mă schimbi? Dacă ți se pare să la mine, mamă, uite cu tare, eu te înțelegeam, eu eram mama ta și te înțelegeam. Întotdeauna mai mică, dar știi că taică... Dar de ce nu închideți voi camerele să vorbim normal? De ce ți-e rușine, tată? Lasă să te filmeze, să vadă lumea ce poamă ești. Știi că taică tu e cam uricios de fel, așa cum e el, adică e treaba lui, are orgoliul lui. Păi da, și ar fi trebuit să vii să vorbești cu mine, dacă îl vezi că e așa. Nu, dar să vin eu la tine, să vin la mine, tu ești copilul meu. Dați ei bani și tot ce trebuie, că eu... Ai ascultat vreodată de ce ți-am zis noi? Ai ascultat de noi vreodată? Am mai învățat frumos? Uite dacă a ascultat de noi. Hai. Și a fost deșteaptă și a venit, nu-ți convine? Din cauza ta am făcut chestia asta, din cauza ta. Cum nată tu, mă? Mai mare rușine. Râde lumea de mine acum când mă vede pe stradă. Eu am văzut doar banii, atât nu mă interesează pe mine ăsta. Nu mă interesează ăsta, mă interesează banii și atât. Dacă mi-a fi dat bani, nu mai eram aici. Și banii aia de la el de unde venea? De nu la venea voi. Tot de la tactul și de la măta? Păi de la voi am vrut banii, nu de la el, că dacă nu era... Nu puteai să zici, bă, tată, uite, am și eu o problemă. Așa poate și când ai zis că nu vrei să mă mai vezi, că nu sunt copilul vostru, poate cum adică? Poate te înțelegeam. Orice aș fi greșit, eu oriceva aș fi făcut în viața asta, sunteți părinții mei, da? Așa. Și ar fi trebuit să treceți cu vederea. Și puteai să zici și tu, bă, tată, bă, mama, uite care-i treaba, am și eu un prieten, e în pușcărie, vreau să-l ajut să iasă. Poți să mă ajut și pe mine cu ce ceva? Ai, zis că tu ai venit vreodată să vorbești cu mine treaba asta? Și l-ai jignit. Nu. Te-am refuzat eu vreodată când a fost? Da. Păi dacă ai fost obraznică, ți-ai ales viața asta, ți-a plăcut viața asta. Hai gata, pleacă cu camera de aici. Lasă-te, te filmeze, lasă că nu ai nicio problemă. Nu trebuie să-ți fie rușine. Ai un băiat acasă care are nevoie și de un tată. Stai aici, te rog. Stai, te rog. Ai găsit alt job în afară de ăsta, Ernest? Crede-mă, în momentul de față, deci eu vreau să te ajut, să te îngrop. Deci da? Lasă-mă în pace, te rog frumos. Gândește-te să uite toată puțin. Lumea la mine. Lasă lumea, deci că nu lumea asta lumea o să-ți crească ție băiatul, nu lumea asta o să vină să ți-l viziteze când o să vrea ea. Cu soția mea. Discută cu soția ta. O să discut, o să discut cu soția ta. Tu mă înșel cu soră mea, mă. O să discut. Discută cu soția ta. Băi, din toate cele nu mai poți să mai împingi. Asta e. Ai trădat-o pe soarta care ți-a dat o pâine să mănânci. Te-a găzduit la ea, ți-a dat mereu bani. Nu ai fost în stare să te grijă de amândoi copii, ai de ținut-o de cu pe una, ea să rămâi cu ea și atât. Păi dacă ai fost rebelă, eu ce să-ți fac? Aia cel puțin s-a străduit să facă niște treburi. Tu ce ai făcut? Nimic bun. Arată-i exact imaginea când... Ce spune ea? Apropo de iubit, chiar spune că îl iubește. De când durează? De când durează povestea cu Andreea? De când? De un an jumătate. Bun, ai auzit, de un an jumătate. Un an jumătate, bravo. Nu mi-a nicule. Ia mâna după mine. M-am jurat pentru că m-ai pus tu, tu m-ai pus să mă jur, da? Tu m-ai pus. Te-ai jurat că nu mă jur. Da. Cu toate place ce circ ai făcut aici, să uite toată lumea la mine, ce sunt circarul tău? Nu, tu te-ai făcut singur circar. Deci lasă-mă, te rog frumos să mă lași. Singur te-ai făcut circar. Du-te-mă la femeia care te iubește, dar nu mai poate, mă. Mă duc, mă duc. Nu cu asta, du-te-mă să nu ce am de spus. Da, mă duc. Ți-a plăcut viața ușoară? Da, mi-a plăcut viața ușoară. Te-ai înhăitat cu toți cândrălăii? Ți-a făcut facultate? Și cu toți bețivii. Lasă-mă, mă, ce nu-mi faci. Vino coasă să stăm de vorbă. Vino coasă să stăm de vorbă. Vino aici. Vino aici, că nu e fata ta. Vino aici să stăm de vorbă. Nu e fata ta. Ce să stai, mă, de vorbă cu ea? Vino să stăm de vorbă. Stai de vorbă cu nevastă ta, bă, nu cu ea. Cu mine ar trebui să vorbești, mă, nemernicule, care mă-i... Din cauza părinților te am ajutat. Care părinții mei, mă, de ce te-au ajutat? Și că a venit să mă plină? De ce? Zine, de ce? De ce? Cine a făcut primul pas? Cine s-a dat la cine? Ea a făcut primul pas. Bun. Și tu ce ai gândit? Ce ți-a lipsit acasă? Răspunde pe sora aici și pe părinți. Ce ți-a lipsit acasă? Aia a făcut asta. Și tu ce te-ai gândit? Ok, să-i răspuns. Asta este un bărbat, care e problema? A, ești bărbat, nu? Da, și din toate femeile, tocmai pe aia te-ai gândit. Asta e, păi am găsit-o, care e problema? Te-a deranjat asta? Poftim! Haide, lasă-mă, băi, frumos! Băi, e vorba de sora mea, deci tu știi lucrurile astea că... Și dacă nu era sora ta și era altcineva? Și de ce tot circul ăsta?
cu un genunchiat, cu icoane, cu te iubesc. De ce tot circul ăsta? De ce? Deci, din cauza ta, tu mai poți să juri. Hai să ne înțelegem. Tu mai poți să juri. Hai să ne înțelegem. Tu vii acasă, minți, că ai făcut accident, că ți-a expirat ITP-ul, că n-ai plătit. E icoane în brațe, juri ei că o iubești. De ce tot timpul avem probleme cu banii în ultimul timp, apropo de asta, da? Și când te-am întrebat, ce spuneai tu tot timpul? Frumos, te rog frumos să mă lași în pace, te rog frumos. Nu, te rog frumos să discuți cu mine, că azi nu deci n-am ce să vorbesc. Nu mai lasă-mă, te rog frumos, vreau să discut cu sora ta, să vedem ce înseamnă circul ăsta cu tactul. Mi-a adus poștea aici cu Ernest. Lasă-o pe sora sa, ai un copil. Ce se întâmplă cu Alex? Explică-mi și mie, da? Te-ai gândit la asta? Te-ai gândit, dacă află ea, că te-ai mai jucat cu focul, da? Aici de ce veneai cu icoane? Pentru că i-am apus, Ernest, i-am stai apus. Stai să ascultăm. Mamă, ați filmat și în casă, da, băi, frate, camere montate în casă. Meriți să-ți dau cu sticla asta în cap. Așa meriți. Tu te auzi ce vorbești cu ea? Așa meriți să-ți fac. Tu te auzi ce vorbești cu ea? Și dacă nu era sorta, putea să fie care alta, care era problema? Care deci era tu problema? Mă înșel de un an și jumătate cu propria mea soră. Îți bagi joc de mine, îmi luați banii. Nu o să vorbești cu ea, te rog frumos. Tot tu ești tare în gură. Tată, asta ți-a plăcut mereu, panorama. Panorama mi-a plăcut. Da. Nu ai fost în stare să te grijești de doi copii, ai vrut doar unul și atât. Aia era proastă, ea era aia bună. Tu, mamă, dacă de obicei tași, dacă nu? Ascultai? Te conduce tata, ce vrei el aia faci? Te pune acolo ca o jucărie. N-am făcut mereu după el. Ai făcut și după cum ai făcut totul, după ai meritat tu? Păi se poate. Păi mai am stare să mă educați cum trebuie? Adică ce să-mi fac? Zici, uite, drumul ăsta nu e bun, iau pe ei. Nu, voi mereu făceați numai comparația. Facultatea pe care am făcut-o n-a fost bună. Ei, voi vreați, nu știu ce facultate. Păi voi făcut? V-a angajat sau eu? Ce ai vrut tu, ai făcut? Cine te-a pus să iei după în casă? Hai că ai luat, ai făcut ce ai făcut, deci copilul meu. Dacă voi mă ajutați. Uite-mă, uite, cerceii tăi. Cerceii tăi. Da, să mă aleși. Uite, lănțișorul tău. Păi da, uite, vezi? Păi acum, da, îi le văd. Ce să fac acum? Nu putea să vină tată, unde îmi place. Dă-ți ceasul ăsta, ia. Să văd dacă mi se potrivește, da, să-i primi lui bărbații. Eu am muncit pentru ceasul ăsta. Și eu nu muncesc pe 800 de lei. Unde muncești acum? Spune și mie. Spune-mi unde muncești acum și ce bani ești. Contează locul meu de muncă. Dacă aveai un serviciu și munceai, nu apelai la ăla să ia bani de la mine ca să ți-i aducă ție. Eu n-am vrut bani ca să dea mie ăla. Pe mine m-a interesat banii voștri, da? A, nu ai lui, deci? Ca să poți să scope bărbatul meu din pușcărie. Deci tu ai vrut să te răspund pe noi. Asta e o răzbunare din partea ta, nu? E o răzbunare. Foarte frumos, stai. Foarte frumos. Nu a fost o stare să... Dar ce-ai văzut ăla din pușcărie? Ce ți-a făcut ăla ție? Îl iubesc, e vreo problemă. Îl iubești pentru ce îl iubești, mamă, de ce? Tu dacă îl iubești pe tata, ai văzut cum te controlează? Ești o păpușă, faci ce vrea. Păi stai puțin, dacă un bărbat actul cu ăla din pușcărie, ia stai puțin. Dacă îl scoți de acolo, ăla pentru ce-i băgat acolo? E băgat așa degeaba că a făcut fapte bune? N-a făcut ceva foarte grav, o evaziune. Care, să fii serios, toată lumea fură câte și ceva. Și tu ești sigură că dacă el iese din pușcărie, o să trăiești tu bine cu el? Ești sigură pe treaba asta? Da, sunt foarte sigură, că altfel mă, tată, gândește-te să bine, că și așa ai făcut numai tâmpenii până acum. Vrei să mai faci încă una? De ce ai mai făcut un copil cu ea? De ce te-ai mai complicat? Dacă o iubești pe alta, dacă nu-ți place, Flori, de ce mi-ai făcut un copil cu ea? De ce? Că nu e o joacă. De ce ți-ai bătut joc de mine? Dacă nu mi-am tot bătut n-ai joc but de tine. Cum eu adică? Pe tine te iubesc. Pe mine mă iubești? Da. Hai să auzi. Pe tine te iubesc. Păi nu știu, în filmare am auzit cu totul altceva. Am auzit că de fapt pe ea o iubești. Nu e ce adevărat. Fel de iubire nu asta? E adevărat. Dacă ea s-ar comporta deci la fel cu tine, a? Ar fi bine? Să te mintă așa, să te înșele ca la ușa postului? Nu mă așteptam la tactul în viața mea să fac așa ceva. Poftim? Ce moș parșiv? Ce moș parșiv? Cine te-a întreținut până acum? Cine ți-a dat bani de buzunar? Cine a venit cu seasa la o plină? Cine? Te întreb cine? Și banii unde se ducea, mă? Fraiera cine cu ei te dea, mă? Lasă, ție? Că beneficia mi-a spart mașina, că mi-a spart bani. Poftim? Da. Asta ai, chiar s-a întâmplat, știi foarte bine. A, normal, într-adevăr, îi dai și lumea ca să scoate pe ăla din pușcărie. Întreabă-mă! Pe cine să scoate mă din pușcărie? Adică tu trăiești cu impresia că ea te iubește, da? Da, chiar asta cred că mă iubește. Da, și chiar ce are Andreea și nu are ea? Ce? Chiar te rog frumos să o întreb. Ce are Andreea și nu are ea? Ce? În situația asta, spune eu ce vrei să-ți fac. În situația asta ar trebui să-l trai de omor, să zici, băi, bărbate, totuși e copilul nostru, orice aș face. Da. Eu și dacă omorăm pe cineva, tot trebuia să rămân copilul vostru, să mă ierta și să fiți lângă mine să... Ți-am spus și îți mai spun. Eu, hai să zic că e cal pe cuvânt, lui taicătu. Dar s-a scurs cuvântul meu de acum încolo și vină la mine. Dacă ai ceva vreun necai, vină la mine și rezolvăm. Dar nu se face așa. De câte ori am venit?
De câte ori ai venit? Cum am ajutat-o pe cealaltă? Stai, stai să vorbesc cu taică-tu, stai să vorbesc cu taică-tu. Cum am ajutat-o pe cealaltă, te ajut și pe tine, dar n-ai mai, de 2 ani ai mai venit la mine să spui ceva? A venit la sora mea și după aceea la goana a zis, dacă mai vine... Dar tu cu ce ocazie erai la sorta atunci? Spune și mie, cu ce ocazie erai tu la sorta? E sigură că te iubește? Da, sunt sigură, că pentru că dacă nu eram sigură, nu făceam tot ce am putut. Da, da, te iubește, auzi? Te iubește că e închis acolo și că e la înghesuială. O iubește până să se ducă la pușcărie. Da, 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 da. O iubește până o ieși din pușcărie și pe urmă să vezi cum îi dă cușutul în fund. De unde interesează... știți, ce vorbiți voi așa? Mă, îl interesează banii tăi acum, mamă, ca să-și atingă era scopul lui, mă. Era bun el, nu pentru sora mea. Uite că v-am demonstrat că nu e bun, da? Aș vrea a doua oară și a treia oară și a cincea oară și a câta oară vrea el. Pentru că așa îi fuge lui mintea, care e problema. Și tu ai găsit să-l seduci? Ca dacă să obții ce vrei de la noi, bani, ca o să mai vorbim, o să mai vorbim. Fie, nu murim mâine pe mine, chiar dacă mâine mâine pe mine, fii atent, o să ascult cuvântul meu. Că te alegi cu ceva de acolo, de la casă, de la țară? Noastre. Da, toți banii o să iau și casă și o să ascult vorbele noastre. O să spun eu, nu o să iei nimic. Sormu, ar trebui să nu mai tragi de mine. Să-mi dai seama spus, bă, că tu... Cu drag tot mi-a zis că tu îl iubești. Iar tot să-i spui exact în fața adevărul. De Mernico. Înțeles? Să-mi duci că scapi. Îi spui exact adevărul. Ca să vezi ce frumos ai dat cu șutul. Tu ce arăți? Ce încerci să-i bagi în cap? Ce încerci să-i bagi în cap? Vino, te rog frumos să vorbim. Vino să vorbim. Băi, nu pot, nu, să, nu pot să cred, băi, nu pot să cred așa iubește, ceva. O iubește, se iubesc. Uite că tupeu are dobitocul ăsta în el. Uite ce tupeu are, uite, cum trage de ea. Zim că nu e adevărat. Băi, e așa, adevărat, nu? Ce? Am vrut să ajung la banii lor și atât. Da, așa este. Nu te iubesc, nu? Nu mă iubești, nu? Nu mă iubești, nu? Nu mă iubești, nu? Arunci cu apă în ea. Uite cum trage de ea. Acum nu mai e bună, mă. Hei, potolește-te. Nu mă iubești, nu? Potolește-te. Mi-ai distrus familia. Nu-ți mai place, nu? Era bun banii ei până acum, nu? Acum nu mă mai iubești, nu? Când îți dădeam bani, eram bun. Te rog mult, abține-te, stai calm. Te rog mult. Eram bun când îți dădeam bani, nu? Fraie, și tu umblai cu unul și cu altul, ce nu? Ce vrei, mă? Ce vreau? Doar m-am folosit de tine și atât. Așa ați crescut-o, așa ați crescut-o, da, mă. Da, moșule, tu uite cum ai crescut. Și de ce l-ai educat-o tu, bă, dacă ești așa? Să-ți o educ eu la 25 de ani, să-ți o educ eu. De ce l-ai educat-o tu dacă noi am crescut-o prost? Du-te, mă, de aici și lasă-mă. Ce, mă, nu te mai iubește? Îți convine, da? Nu te mai iubește acum, mă? Ai văzut, mă, fraierule? Că și-a bătut joc de tine și de mine, mă, fraierule. Vino să vorbim. Deci te rog frumos, vino să vorbim. Vino să vorbim, vino să vorbim. Nu-i fac nimic, lasă-mă pace, gorile. Deci nu trag, vino să vorbim, te rog frumos. Vino să vorbim. Uite și tu de aici cu camera asta, lasă-mă cu soția o clipă. Uite și tu ce tupeu are. Ce face, mă, ăsta? Mă plimbă tot orașul, mă duc după el în tot orașul. Uite și tu ce tupeu are. De asta vin eu să fac mascaradă cu el aici. Zi-mi și mie, te rog frumos, cu ce ți-a greșit sora ta? Dar de ce încerci mi-e explicații că nu înțeleg? De ce încerci mi-e explicații? Care e problema ta? Vreau să înțeleg și eu. De ce? Ok, ai o problemă cu părinții tăi. Am o problemă cu toată lumea, care nu mă ajută și încearcă să mă tragă în jos. Dar sora ta, mă, când toți s-au închis toate ușile, femeia asta te-a primit în casa ei. Când taică-tă nu te vroia, când maică-ta nu vrea să vorbească cu tine, te-a ținut în casa ei, te-a ținut la pieptul ei. Dar când nu aveai unde să stai... trebuia să facă, că-i sora mea, nu? Asta trebuia să facă. Da, și tu ce trebuia să faci? Eu ce trebuia să fac? Să iau banii care trebuiau să fie ai mei. Te-ai gândit vreodată la nepotul tău? Te-ai gândit? Da, m-am gândit, nu are nicio vină, din păcate. Nu are nicio vină, din păcate. Uită-te acolo un pic, da? Să vezi câtă nefericire ai cauzat. Ce ți-am făcut, mă? Zici, ce ți-am făcut? Ți-am dat bani de buzunar, ți-am plătit datoriile, ți-am făcut un copil. Cu ce ți-am greșit, mă, zi? Pleacă de aici, că te iau cu lapă, cap. Pleacă de aici. Zic, cu ce ți-am greșit eu ție, mă? Zim și mie. Te întreb, zim, ce ți-am făcut? Hai, iartă-mă. Zim, ce să te iert? Iartă. Poftim. Te rog să mă ierți. Te spari. Te rog mult de tot. Fumă să pleci. Uite, pleci lângă mergem la biserică să jur acum, vrei? Mergem la biserică acum. Ce te mai crede, mă, pe tine? Mergem la biserică, uite acum. Mergem la catedrală aici. Mai știu ce să faci, mă, o să faci ca și cu icoana, mă? Da. O să faci ca și cu icoana? Așa, exact aici o să și divorțăm. Faci alt jurământ, domnule. Nu știu că mai jurați, de ce să mai jure, uite. A mai jurat el pe icoană odată. Uite-lea. Ce a făcut? Uite ce obraznic e, uite cât de obraznic poate să fie. Am un iubit care e în pușcărie. Și vreau să spun. Tu să fii sănătoasă. Iau ce mi-aparține. Tu să fii sănătoasă. Sora ta, cu ce a greșit în toată povestea asta? A greșit că ea are tot. Și eu m-am nimic. Ce are tot? Are apartamentul, are pământul, toți banii, tot ce ar trebui să am și eu. Băi, avea o familie. Avea un cămin fericit. Avea o relație cu un bărbat. Are un copil. Să scot din pușcărie. Asta mă interesează și mai mult. Dar să scot din pușcărie pe bărbatul pe care eu îl iubesc. Dacă ca și fapt divers. El de ce e la pușcărie? Sau cum îl cheamă acest el despre care vorbim? Nu contează. Cel la pușcărie a făcut un lucru foarte grav.
Evaziune fiscală. Eu nu cred că este un lucru foarte grav. Nu a omorât pe nimeni. Nu a... Adică tu pentru asta ai nenorocit-o pe soră ta. Uite catedrala, o vezi? Îți jur pe cea mai sfânt că nu o să te mai înșeli niciodată, crede-mă. Deci îți jur. E ultima oară când am făcut-o. Niciodată. Deci în momentul de față, totul s-a terminat între noi. Du-te la sora mea, du-te la cine vrei tu și la cât o mai avea. Deci în momentul de față eu nu mai exist. Nu o să ai interdicție, ți-am spus, să-l vezi pe Fitu, că pe la urmă este Fitu, și cam atât. Da? Atât. Deci cu mine ai terminat-o. Să-ți fie clar. Ai terminat-o. Deci nu vreau să mai aud de tine. Dacă te prind că-i dai apă la moară, să știi că ai scandal cu mine. Nu mai zic nimic. Să nu vă văd nici pe tine, nici pe ea, uite. Nici nu mai știu ce să mai zic și ce să fac. Nu mai știu, dar nu mai știu. De când eram mică, da, îi făceau diferențe între mine și sora mea. Orice făceam, orice încercam să ajut, de exemplu, spălam vasele împreună, da? Eu nu le spălam, bine, sora mea le spălam. Dacă ieșeam să facem ceva în curte, să facem curat sau ceva, la fel, eu nu făceam, bine, sora mea făcea. Sora mea avea iubitul bun, eu pe la apro și tot așa mai departe. Cum tu te auzi vorbind? Astea sunt, tu mai ești la vârsta grădiniței? Să te oftici că primești bucata mai mică de... Ce mai important la mine, dacă m-ar fi ajutat să scupe bărbatul pe care îl iubesc din pușcărie, nu mai fi. Sora ta, Flori, cu ce a greșit, mă? Când ai tăi nu vreau să te vadă, când ai tăi nu te sprijineau cu nimic, cine te-a primit în casa ei? De ce ai făcut asta? Și ce ai putea să fac? De ce? Crezi că ai făcut un bine, că i-ai spart casa? Câți bani ai putut să scoți de la ea? Câți? Ce face? Tot continuă să nege? Iubește, unde te duci? Unde pe te duci de nebună? De la pușcărie, stai aici, vino încoace! Te duci, pui coada n-ai pe spinare, cum ai pus-o mereu! N-ai niciun fel de remușcare! Stai aici să vorbim! Nu ai niciun fel de remușcare! Ce ai să fac? Aș putea să fac ceva? Îmi pare rău, îmi pare rău. Păi Bogdan mi-a zis că vă știți cam de un an jumate mai mult decât cum nați, da? Adică nu e vorba că, ok, ai avut un moment de rătăcire. Nu asta și cu oricare alta. E un bărbat slab, da? Sora mi-a zis că a avut o amantă. Eu trebuia să fac cumva rost de bani ca să scopăra din pușcărie, pentru că dacă ei m-ar fi înțeles, cu siguranță nu te mai ajunge aici. Și a trebuit să... Deci pentru un om care e la pușcărie, s-a meritat să-i spargi casa? Bun, dar tu înțelegi că i-ai stricat iubirea surorii tale? Dacă era iubire, nu-i făcea asta. Nu-i făcea asta. Bun, vreau să știu și eu. Cum l-ai ademenit? Uite ce-a făcut sorta. Cum l-ai ademenit pe el? Cum l-ai ademenit? Adică? M-am dus o dată pe la sora mea, l-am ajutat cu ceva pe acolo și dacă am văzut că tot e slab, așa ce-am zis? Hai să încerc să fac niște rost de bani de la el. Ce ai zis? Gata, se duc pe ăsta, lasă că-l fac pe ăsta. Păi dacă e prost, și el am să duc. Pentru bani, ăla a fost prost, tot... că a pus botul și ea e deșteaptă că l-a... Ba nu! Bani e de fericire, da, ba nu! Pentru ce? Bani! Păi ce m-ați ajutat? Bă, dai că aș fi făcut-o cu oricine, dar nu cu nată tu, mă. Bă, în primul rând trebuia să te gândești la amărta aia de sorta. La aia trebuia să te gândești prima dată. Și pe urmă să faci treburile astea. Da? Cât sânge rece poate să aibă? Nemernicule, ce-i cu tine? Poți vorbi? Ce-ai vorbit cu el? L-a dat să se ducă cu sora mea, cu cine vrea el, nu cu mine. Cu cine se simte bine. Ce-ai păsit, mamă? Gata, potolește-te, te rog eu. Gata. Lasă, cum să treacă și asta, o să fie bine. Nu o să treacă, mamă, nu e atât de simplu. Gata, ajunge, te rog eu. Lasă, o să fie bine, stai liniștită. Fii puternică, nu este un sfârșit de drum. Stai cu minte niciodată, ești încă tânără, ești... Da, eu tu ai pus punct? Auzi. Bravo. Lasă, tată, bravo. Că o rezolvăm noi și pe asta. Lasă, că o rezolvăm noi și pe asta. Calmează-te, că o rezolvăm noi și pe asta. Poftim. Lasă-ne-o pace. Azi că e ușor să vorbești, dar eu nu știu ce-n sfetul meu în momentul de față. Păi, dar eu te ești puternic, bravo ție. Dacă te enervezi, ce faci? Tata, n-are legătură cu asta, atât de simplu. Lasă-l în pace și rezolvăm treaba acasă. Vorbim și vedem ce o facem. Tu nu vezi că n-ai cu cine? Că e
Gata, tata, gata. Crede-mă, ești mai puternică decât crezi. Ești mai puternică decât crezi. Dacă ai reușit să-i ții lui, ești mai puternică. Ce a încercat să spun? Nemernic, a încercat să mă duc în fața catedralei să se jure. Flori, mai ții minte ce vorbeam în mașină? Exact, exact. Același lucru a încercat și acum. Fantastic. Numai că acum încerca cu catedrala sau biserica. Mă, dar cum i-a căzut fața când a auzit că... Nu, pentru că el credea clar că el nu este... O iubește și îl iubește din cauza asta. Acum, cine-i de vină? Ești o femeie cine-i de vină că am ajuns în situația asta? Da? Ești o femeie puternică, nu ești singura care trece prin asta. Poate ești printre puținele care au fost înșelate de către sora lor, ok. Nu a fost suficient de puternică, Ernest. Nu de tine a depins. Să nu mai spui asta niciodată. Ne cunosc toți acum, păi să cum? Vezi. Să vezi mâine buiește, buiește oraș. El a fost cel slab în toată povestea asta. Oricât de mult ne-am dori, familia nu ne putem alege. Iar de multe ori, greșelile pe care le facem nu pot fi îndreptate cu un simplu iartă-mă. A greși omenește, însă aveți grijă, doamnelor și domnilor, să vă și îndreptați greșelile. Căci ochii din umbră văd tot. Dragi telespectatori, o relație este precum un fir de ață, care, odată tăiat, nu se mai poate lipi la loc. Din păcate, Florentina nu a putut trece peste tragedia provocată de sora ei, care nu a ținut cont că prin vene le curge acela sânge și, pentru o răzbunare infantilă, și-a lăsat nepotul fără tată și sora fără soț, iar părinții cu inimile frânte. Nu uitați că sângele apă nu se face, iar legăturile de familie nu pot fi mai mult de atât, oricât de mare ar fi tentația.